centrul de vaccinare de la Mioveni a început să funcționeze chiar din această dimineață. Primele 60 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID în prima zi de funcționare a centrului de la Mioveni amenajat de primărie. La noi vaccinarea a început și totul decurge perfect. Nu avem niciun fel de probleme, pacienții sunt bine. Să-mi apăr sănătatea și să apăr și sănătatea copiilor și a tuturor oamenilor din țară, pentru că altfel nu putem scăpa fără această pandemie care creează probleme. Nu sunt din Mioveni, sunt din Mărăcineni. Am vrut să fiu cât mai repede. M-am programat prin telefon. Sper să toată lumea să vină la vaccinare și să scăpăm. Anul ăsta să scăpăm. Să nu mai stăm în stresul ăsta și cu problemele acestea. Mă bucur că am putut să fac acest vaccin, care cred că trebuie să-l facă toată lumea, că este bun și nu ne mai putem îmbolnăvi de acest COVID-19. Nu am simțit aproape nimic, nici de când m-am țepat n-am simțit. Am încredere în noile tehnologii și n-am nicio frică. Cred că asta e soluția pentru mai bine. La 2-3 ore de când s-a deschis sistemul, m-am programat. Sufăr de o boală cronică, nu foarte importantă, dar sunt în sistem. Totul a decurs perfect. Programări sunt făcute până la finalul lunii, iar primarul Ion Georgescu speră să crească capacitatea de vaccinare a centrului, în prezent fiind folosit doar un punct din cele 4 amenajate. 100% primăria este implicată și 100% primăria finanțată. Excepția probabil a personalului medical din cadrul medicilor de familie. Restul cheltuielilor sunt suportate astăzi de orașul Mioveni. Sperăm să nu ne fi pus să investim în acest centru de vaccinare pentru 4 cabine de vaccinare și să folosim numai una. Probabil că se vor deschide și celelalte. 2. Sper că guvernanții se vor gândi și la decontarea investițiilor, cheltuielilor care s-au făcut până astăzi, dar și în viitor. Din punctul meu de vedere, centrul de vaccinare, mai ales dacă se va funcționa cu o singură cabină, probabil că cel puțin un an de zile vom vaccina. Sunt niște costuri. Sunt puțin supărat pentru că am investit în 4 cabine, în mobilier, în personal. Deci personalul este aceeași și dacă lucrez cu o cabină și dacă lucrez cu 4 cabine, cu excepția asistenților medicale. Lucrez cu 4 cabine, trebuie să ai 4 asistenți medicali. Lucrez cu o cabină, ai un asistent medical. E o singură cabină din 4 pentru că este la început și probabil că au avut, probabil, n-am de unde să știu, dar probabil că au avut totuși o reținere vis-a-vis de modalitatea, modul de închidere. Am înțeles că pe telefon, dacă vrei să te înscrii, stai o oră jumătate pe robot. Și probabil că din această, ca o măsură de siguranță, probabil că au început mai ușor, pentru că și dozele răspuns de ele trebuie să le ții în condițiile în care sunt în procedură la minus 70 de grade și în al doilea rând, dacă ai desfăcut doza, cele 6 persoane trebuie să vaccinate în timpul care este în procedură. Cei care s-au înscris să respecte programarea și să prezinte la centru din Racovița, cei care doresc să vaccineze la Mioveni, pe pagina mea de Facebook sunt toate detaliile de a se înscrie pentru centru de la Mioveni. Este aceeași procedură pentru toată lumea din toată țara, decât că spui opțiunea unde doresc să te vaccinezi. Și al treilea mesaj, cei care doresc să facă această vaccinare în această perioadă, să înscrie, și prin medicul de familie este mult mai ușor, și cei care știu că sunt sensibili la gripă, la boli, la astea, le recomand să facă în prima etapă acum vaccinicală. Este deschis de la ora 8 la orele 20, cele 7 zile ale săptămânii. Îi așteptăm și să-și respecte, iar dacă totuși apare ceva inopinant, o să punem și un număr de telefon în care cel puțin să anunțe.